Salutare oameni buni și bine v-am regăsit astăzi la un nou episod din Need for Speed Most Wanted 2012, oameni buni. Am terminat acum recent 2005, l-am jucat off-camera, n-am mai filmat, dar a fost foarte greu jocul. Deci credeți-mă, a fost groaznic de greu, la unele faze era să spășita satura. Dar acum m-am decis să fac acum un fel de mini-review la acest joc, să vedem cam cum este. Și acum am setat o cursă, facem așa o micuță cursă, așa cum ne place nouă, o liniuță. Aparent și polța vrea să facă și ea o liniuță cu noi, dar nu este de nivelul nostru. Așa că sunt la destinație și destinația unde dracu era. Hai că vine puțin pe mine dacă e. Băi, e cel mai nașpa la acest Need for Speed este că în momentul când îți iei o altă mașină sau găsești o altă mașină, că așa este în acest joc, nu primești și, mă rog, toate upgrade-urile pe care ți le-ai făcut la acea mașină. Să spune că tu ți-ai făcut upgrade-ul la mașina asta, dar totul full ca lumea. Dacă ții o altă mașină, trebuie să o iei iarăși la început și este nașpa rău de tot. Nu e ce pe bani să cumperi sau chestii de genul să cumperi în alte jocuri. Bun, acum e că am ajuns aici. Holy shit. Sun. Ok, pam 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 pa aici. Și am înțeles că o să mai apară încă un Need for Speed anul acesta. Cei de la E3 n-au prezentat ce Need for Speed e. Dar cred că o să apară Need for Speed Most Wanted 2019. Ha, get to Callahan. Aha, e un fel de easter egg. Razer, dacă nu îl știți, că așa mă cheamă pe el. Așa e, fapt, Razer e porecla și Callahan e numele lui. Mamă, dar scârție și scaunul ăsta se întâmplă cu scaunul meu scârțietor, oameni buni. Ia uitați. Hai că e ok. L-am cumpărat în decembrie, ești nebun. E scaun de gaming. Dar și sunetul ăsta e tot de gaming, să știți. Asta face parte din scaun, ești nebun. Dacă cumperi scaunul de gaming, ai un bonus și un soundtrack la el. Soundtrack-ul scaunului. Ai de pula mea. Am jucat și carbon. Am vrut să mă joc carbonul foarte și e... Nu-mi place carbonul. Nu știu, mi se pare că e așa făcut în grabă și după că nu mă motivează deloc. Opa, opa. Lăsați-mă în pace, bă, vreau să ajung primul. Nu știu, Need for Speed 2005 chiar a fost foarte bun, deci chiar te-a motivat de la bun început, știi? Deci a zis, băi, da, aici nu scapi. Deci până nu joci, nu scapi, ești nebun. Opa, lăsați-mă în pace, mă! Oh, uite, mă, ce drifter, mamă, ce drift mișto am făcut, nu cred. Mamă, dacă stai și pe panoul ăla de acolo, opa, e futus morții, mătii, hai că am sărit totuși pe el. Hai că da. Mamă, ce mișto a fost asta. Mamă, dar dacă nu mă burlam de mașina, era și mai mișto. Bă, și curbele, mamă, deci am făcut un drift super marfă. Deci dacă nu filmam, nimeni nu mă credea că am făcut asta, e nebun. A, uite, marș cu ai, dă-te, pula mea, ce drift mișto am pușat acum. Băi, eu sunt șofer profesionist, frate, trebuie să mă angajez ca și bodyguard, ești nebun, ca și șofer pe tir. Da, bine că m-ați băgat fix în colț, păi normal că mi-am făcut crești. Mai vine așa, mai vine și tu, frate, că n-am repar mașina. Așa, mai da, așa, foarte bine, da. De-abia m-a atins și mi-a dat iarăși lovitura fatală, lovitura de grație. Opa. Nu știu, îmi aduce aminte de Need for Speed 2015, care și ăla e foarte mișto, dacă o să apară pe file list e super ok. Și pot să-și repar mașina la benzinărie. Oh, finish? What? Oh, chiar atât de nașpa am fost eu acum, mă? Hai că nu mă lăsă până nu fac eu cursa asta, nu mă las, frate. Deci trebuie să-i bă pe ăștia neapărat. Măcar pe locul 2 să ies. Deci dacă nu câștigi cursa asta, nu pleacă nimeni de pe clip. Ești nebun? Nu stați aici, frate, până nu termin eu cursa. Așa, să mai mă buleșun ăștia, să vadă și ce înseamnă durerea. Mamă, coaie. Adică am început bine filmarea, aparent. Am să și chestii de asta mișto. Adică de data asta, băi, ești nebun. Și acum mi-e și calmea. Nu știu ce să fac, să intru bă, din nou pe partea asta. Dar mi-a din viteză, cred. Oh my god, cât de tare a fost asta. Băi, asta a fost și mai bine. Ești nebun. De cât data trecută, da, adevărat. Dar n-am nitru, asta mă enervează. Dar e foarte puternică mașina asta. Asta, adevărat. Oho, mă, pe bune, fiți iar gardul al dracu. Băi, deci e teroare. Locul 4, locul 5, locul 5. Sunt pe locul 5. Da, n-am cum să-i bat, ești nebun. A, ba da, ba nu, n-am cum, frate, e greu. Deci fără, de asta, fără nitru, n-ai cum. Deci misiunea asta este out of commission, cum s-ar spune. Nu, e... Măcar pe locul 3, știi? Primești tot ceva bănuți.
Da, pe locul 3. Băi, e bine pe locul 3. Asta e ok. A fost și altă cursă. Vedem cam cum este, cam cum decurg lucrurile pe acolo. Surprinzător, înainte, deci când m-am apucat de jocul ăsta, numai pe locul 1, mă duc când filmez pe locul 3. Da, frumos, cred că Dumnezeu ține cu mine, într-adevăr. Am ajuns și la cursa noastră aici și înainte să facem să începem cursa pe poziție, vreau să mă distrez puțin pe aici pentru că sunt câteva chestii pe care vreau să le fac înainte să începem această cursă. Prima dată să sar peste acest avion, oare putem? Hai că putem, suntem și mechere. Ok, mi se pare că misiunea asta se numește Smash and Drive, nu știu despre ce este vorba, fraților, că n-am jucat. Oh, mama, asta a fost. Hai că putem și jdu. Mamă, cât de tare a fost asta. Mamă de f***. Pa, aici va ieși șmecher. Aici va ieși super. Mamă, cum am sărit, ești nebun la cap. Poate reuși să mai sărim și acum, mamă. Deci sunt o grămadă de chestii de făcut în joculețul ăsta. Și chiar e mai fun decât Monster Hunter 2005. Asta cu siguranță. Nu știu dacă îți dă bani. Ia. Sau dacă îți dă un bounty, dar nu îți dă. Vedeți-vă chestia asta care se tot rotește. Mi-a aminte de Vice City. Oare dacă stai pe partea asta, ce se poate întâmpla? Oh my god! Mamă, cât de tare a fost asta, ești nebun! Distracție maximă în Need for Speed, opa! Buf! Oh my god! Cred că am ratat-o pe aia, nu trebuie să se întâmple așa, nu? Și poate o să facem gameplay și cu el, poate și o serie, o să vedem. La jocul ăsta care e de tip racing, nu știu eu, dar trebuie să fiu foarte atent la jocul ăsta, știi? Adică nu pot să și vorbesc, să fiu și atent, mă înțelegeți? Și nu știu cum o să fie, ori o să facem o serie cu voce sau poate o să facem o serie fără voce, nu știu, dar voi decideți. Aaa, ți facem săritul de astea nebune, nebunești? Aha. Și aaa, și luăm puncte, nu? Mama, dar mă enervează că n-am nitro, asta mă enervează pe mine, de ce n-am nitro coaie? Și cu aia, ca asta va fi distractiv rău de tot, hai să luăm
toate punctele, frate, e nebun. Aul, aveți și pe timp, cu aia nu cred. Cu aia nu cred că avem pe timp, nu mi-e să cred. Bă, dar oare dacă vreau să sar pe asta, frate? Bă, vreau să sar pe asta, mi se rupe mie pula că nu când am voie, vreau să sar pe asta, că îmi place, na. E super fun. Na, vedeți, mă, e super fun cu aia, ce... Asta să ne căcăm pe noi. A, mă, cu aia, hai că facem, dacă am zis că o facem misiunea asta, o facem, fraților. Nu știu dacă jocul ăsta are multiple, dar deci nu cred că are. Păi normal cum am accident, păi normal. Așa și m-a întrebat cineva, nu mai știu, acum ceva timp, cu ce filmez. Și eu filmez acum cu Shadow Play, pentru că îmi place foarte mult programul ăsta, e foarte mic și chiar nu vă mănâncă foarte multe resurse, de exemplu cum mănâncă OBS-ul. Dar ideea că setările pe care le spun ea sunt foarte nașpete, adică se văd pixel și nu funcționează la mine, știi? Adică oricât de mult aș da bitetul mai mare, dacă îl dau mai mare o să meargă jocurile mai prost. Dacă îl dau prea mic, o să miște jocurile bine, dar se vede imaginea foarte prost, foarte pixelată. Și n-am nevoie de treaba asta, vreau să văd imaginea cât mai bine. Se numănce foarte multe resurse, bine, și Shadow Play-ul mănâncă resurse, dar nu la fel de mari cum mănâncă, de exemplu, Shadow Play-ul, știi? Și dacă aveți, eu știu, calculatoare de-asta mai slăbuțe, chiar v-aș recomanda să filmați cu Shadow Play-ul, pentru că este un program super. Și să vedem ce, dacă facem 1000, hai că am făcut bine, mă. Dacă am făcut 1000 bine, s-o mai trebuie. Că și jocurile astea sunt în... Te pun în dificultate maximă și acum unde ar mai trebui să mai sar cu aia? Mamă, unde ar... Băi, ești nebun la cap, trebuie să sar acolo? Aaaa, ce l-a... Mamă, ce l-a ratat, nu vine să cred. 20 de secunde, hai să sărim... Acolo facem... Să facem 2000 de puncte, bă, hai să facem 2000 de puncte acum. 14 secunde, ai ultima 100 de metri, ba nu, sunt 250. God damn it. Dar măcar surprinde niște momente epice, nu? Practic asta contează, frate, să te simți bine. Am făcut 2000 de puncte. Ce mai contează? Gata, frate. Ia ce-am făcut? A câștigat? Pare ca și când aș fi pierdut. Pe locul 1, frate. Pe locul 1. Ce să mai zici, mă, frate, bă? Ia ce n-ai băia asta, frate? O mașină, bineînțeles că e o mașină. Ce-ar putea să fie? Ohohoho! Mă, da, e frumoasă mașina asta. Ți-mi minte că aveam și o mașină de asta când eram mic. Da, de jucărie, evident, nu adevărată. Acum. Și mai e și mic, este între... Mamă, l-am bulit pe ăsta din prima și nebun la cap. Pa. Bă, dar e fun jocul ăsta, e foarte... Oh my god. Deci dacă te bulești foarte, foarte puțin de mașină, de altcineva pierzi, frate. Mamă, cât de tare a fost tăitura asta, coaie. În efectiv, am luat-o la întâmplare, ești nebun. Uite-te și tu, după aia iar dădea secvența aia cum am bulit de mașină. Bă, dar e foarte fun jocul ăsta, sunt pe locul întâi. Ura, sunt pe locul întâi. Oh my god, wrong way. Oh my god. Da, se pare că sunt încă nu la jocurile racing. Dar ideea că am crezut că pot să și pe partea, fără ce fel de problemă, dar... Noroc e că am și mașina rapidă, foarte, foarte rapidă, să-i Bugatti. Și bucăturile sunt foarte mișto. Nu știu dacă e mai bun decât un Lamborghini. Dar uitați-vă și voi, deci ajung foarte repede. Deci rapidă, efectiv mușcă asfaltul, e nebun. Mamă, coaie cât de... Și mișto, parcă e așa cinematic, știi? Pe partea stângă, dacă văd și eu, frate. Opa! Băgăm acum nitro. A, uite-te și tu cum se bagă ăsta mine. Dacă se bagă mine, ce crede? Oh my god, cât de... Mama, aici ca am făcut un nașpa rău. Dar totuși, bugaturile sunt bune, ești nebun. Și să am mașina asta la începutul jocului, bă, e ceva, frate. Ai, dă capul meu, fră! Ai, de maică, oare putem să-l batem pe ăsta? Putem să-l batem. Dacă nu mai ciocnim asta... Da, pe aici. Hai că am văzut. Pe aici, rapid, așa. Ce, că am crezut că e mare finish, ce e. Am o câteva să câștig, gata, frate, că am câștigat. Am câștigat cursa, bă, ești nebun, gata, asta a fost totul. A, ce mișto a fost, bă. Acum sunt pe locul 9, nu știu dacă... Dar tot pe locul 7.
Iar acum ce? Ba, acum trebuie să-mi bați mașina, trebuie să îmi dai mașina. Shut him down, mamă ce păsărică proastă, acum trebuie să iau eu mașina. Bine, frate, hai că dacă vrei să jucăm dur... Oh my god! Unde e mașina? Coaie, marș! Ce bulangiu, deci ăsta nu vrea să ne dea mașina. Bine, bine. Lasă că mergem noi după el acum. A, mă, că n-are cum să mergă la plinici, nebun. Dacă l-am bătut din prima... Hit level decreased. Miram aș. Buf! Tu unde am o primă? Bă, dar și cum ne-ai l-o opresc pe ăsta? Aaa, la-i faza, păi dacă te-ai pus cu mine, ce să-ți fac? Ce să-ți fac, frate? Da, mă, da, cum să nu? Bă, frate, sper că v-a plăcut și acest videoclip. Dacă v-a plăcut foarte mult, nu uitați, dați-mi un like, un subscribe și un share. Și nu uitați să lăsați acolo să activați clopoțelul pentru că, ca să primiți notificări, ok? V-am salutat. Aspect out.